Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cu Deșteptarea și Europa FM vorbim despre profesori memorabili. Mulțumim pentru mesajele voastre, pentru telefoane. O să intrăm și în direct imediat. Da, mulțumim. Unele sunt nedifuzabile, dar am apreciat. Bună dimineața, băieți. Da. Am avut un profesor de fizică care semăna izbitor de tare cu Albano. Dar nu asta era cea mai mare particularitate a lui, ci faptul că avea un pix care se făcea antenă și care făcea gălăgie, la oră te punea să te tragi de urechi și te articula cu pixul antenă peste urechi. Luci din Brașov. Mulțumim tare mult! Nu-l vrei pe Albanul la fizică. Să știi că eu am avut un profesor de matematică la facultate care era Leit Colombo, detectivul Colombo, serios. Mamă, ce tare! Deci pe cuvântul meu era soția lui. Avea inclusiv un parpalac de la lung. Aoleu. Și uita așa într-o dungă la tine. Oricum preda matematici speciale, nu înțelegeai mare lucru din ce făcea. Hai să mai vedem. Ia. Bogdan, mă numesc. Am avut în liceu un profesor de istorie. Omul ăla trăia istoria, o povestea și îți povestea exact cum se băteau. Scotea pixuri în loc de săbii, arunca grenăși și se băga sub bancă. Omul mergea călare și închipuia că merge călare, cum mergeau trupele lui Napoleon. Și sufla din trompetă, cum suflau trompetașii de pe vremea aia. Omul ăla trăia istoria. O, Bogdan, am terminat la liceu 1 în Satul Mare. Numele profesorului era Coica. Trebuie să fi fost fascinat. Mi-a plăcut să am un profesor de istorie așa, care cred că e fascinant, cred că te captivează. Eu la ce anturaj am avut în clasă n-ar fi putut să-și susțină orele. S-ar fi râs, nu merge. Eu am avut o profesoră de istorie memorabilă. Eram în clasa 5-a, abia trecusem de la doamna învățătoare, da. Știi? Care arunca în noi cu pantofi. Își scotea pantofii cu toc și arunca cu ei în noi. Mă rog, ne și nimerea câteodată. Profesorul, dirigintele nostru, care era și de geografie, era poreclit Bălosul. Okay. Și ne-am întâlnit acum, după 20 de ani, nu prea mai știam cum îl cheamă. Tot Bălosul știam. Bălosul. Printre altele am mai avut și Țăranul și o familie de soț-soție. Ea era de informatică, îi ziceam Bita. El Bita. Era altceva, îi ziceam Bitu. Marius. Asta poate facem o discuție despre porecle și cum se transformă ele în nume. Uh-huh. Marius, da. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, băieți! Salut! Salut! Eu am avut un profesor în liceu, prin clasa 6-a, 7-a de chimie. Nenea era puțin cam diliu, cam paliu, așa, și la oră începusem să discutăm despre problemele familiale. Și am ajuns să discutăm despre operații, deci tot felul de probleme care le-au părinții unor copii. Și omul deodată spune că, măi, la voi se ia cu lopatol și cropatol și cu zeamă de bisturiu. Și de atunci, așa i-a rămas vorba. Lopatol și tropatol, geamă de bisturiu. Mulțumim mult pentru intervenție. Mulțumim, Marius. Ciprian, bună dimineața! Bună, Ciprian! Bună dimineața, bună dimineața! Salut! Noi am avut norocul să avem un profesor, Dumnezeu să-i dea sănătate, de matematică. Intra în clasă, crea pe tablă o problemă și spunea, ne vedem în 40 de minute, puteți consulta pe oricine, orice culegeri. Și pleca. Îți dai seama ce plictisit era el. Da, nici până ziua de astăzi, nu știu, ori avea altă treabă, ori chiar ne încerca, ori era total clar era plictisit. Că nimeni nu făcea problema. Clar, păi și cum reacționa? Păi nimic, venea, vedea, da, a făcut cineva, ce problema, nu, ok, ne vedem mâine. Și atât. Avea treabă, era, spun eu. Da, dar era, cum se spune, era doctor de carte, făcea probleme pe cutie de chibrit oriunde, deci avea... Asta era, cred că era total geniu, plictisit de, geniu, de da. Faptul că exact. Trebuia să facă probleme atât de simple cu elevii de școală. Da, mulțumim, Ciprian. Octaviana, bună dimineața! Bună! Bonjour. Bună dimineața, băieți! Îmi pare bine să vorbesc cu voi. Te rog. Sunteți minunați. Să rămână. Referitor la subiectul dumneavoastră, am avut din clasa 6 până în clasa 8 un profesor de fizică la Școala Generală numărul 11 Buzău, pe care toată lumea îi zicea domnul Pingu. Avem domnul cum? Pingu de la Pinguin? Pingu de la Pinguin, dar niciodată Pinguin.
avea un mers specific de altfel, își merita numele, era conștient de chestia asta. Și era purta costum, costum negru și o vestă albă. Costum negru, fără vestă, sacou, aceeași cravată. Noi aveam, am avut 3 ani senzația că a avut același costum, aceeași cravată, murdar, ușor un cod de crepe. Era excepțional, a avut rezultate excepționale la nivel național, la fizică. În schimb, era un om foarte rigid. Din nefericire, zilele trecute am aflat că este vecin cu mine, a ieșit la pensie. Și vorbim cu dânsul foarte amabil, acum, după 20 de ani, foarte prietenos. Și-a adus aminte. Mi-am adus aminte și era să mă adresez cu domnul Pingu. Mulțumim. Tot despre un profesor de fizică ne povestește și Cristina din Oradea, despre o profă de fizică. Ea, când nu știau copiile, spunea că au un lipsus. Și noi îi spuneam că e lapsus. Zice, nu. Lapsus e când știi, dar nu-ți vine. Iar lipsus e când nici nu știi și nu-ți vine nimic. Foarte bună. Maria, bună dimineața! Bună, Marie! Bună dimineața! De la Suceava vă sun. Am avut un profesor în liceu, domnul Găleată Alexandru. Cred că mai trăiește, nu știu dacă trăiește, să fie sănătos. Avea un fel al lui foarte ciudat de a intra la clasă. Intra la clasă cu un rânje din ăla, așa, știți, ce vă așteaptă. Arunca catalogul pe catedră de la jumătate de metru, se așeza, bătea darabana așa cu degetele și spunea, ia să mai pescuim noi astăzi un crocodil frumușeilor. Ridicați mânuțele în sus! Firește că noi toți cu capul pe sub bănci. Ăla eu, ăla eu, ăla nimeni, maricică, poftim la tablă. Întâmplarea a făcut că uneori știam, uneori nu, dar ce m-a marcat a fost că într-o zi de 2 februarie... A scos la tablă și n-am spus. Și știți ce mi-a spus? Ha, ha, ha. Crocodilule, azi ai avut ghinion. 2-2, a doua. Nu a ta 2. Poftim la loc. Uite, de-aia te marca, vezi? N-ai fi nimeriști tu pe 10 octombrie. Bravo. Tare, mersi. Mulțumim. Să încercăm să vorbim și cu Nelu. Mai avem doar câteva secunde. Bună dimineața. Alo. Neața. Nelu. Alo. Salut, ești direct. Bună dimineața. Te ascultăm, zi. Nu mai aveam o profesoară de franceză la liceu Radu Greceanu din Slatina. Domnișoară, cerea drag să ieși la tablă, învățam toți de rupta, mai ales băieții. Avea o fustă lungă de blugi pe timpul lui Ceaușescu, era ceva mai rar așa, și ca să stea picior peste picior, trebuia să și o ridice foarte mult. Domne, mureai de drag să ieși la tablă. Premianților. Și uite, hai să încheiem cu un mesaj. Zice că în liceu a avut un profesor de limba latină pe care nu o să-l uit niciodată. Când ne asculta, el asculta un singur copil pe oră. Trebuia să-i citești lecția, să-i o reduci, să-i spui 100 de maxime din 100, măcar 99. Și după ce îi spuneai tot, când te nota, spunea, și asta spun că expresiile rămân memorabile, stai jos, brânză de iepure. Tu nu știi nimic, dar te faci că știi. 5 cu cele mai mari indulgențe din sud-estul balcanic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.